Capitolul 4. Ispitirea lui Isus Hristos. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de Diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acesteia să se facă pâine. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, Ție, îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Înapoi a mea, satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul, l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Isus i-a răspuns, S-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Isus în Galileea. Isus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Isus propovăduiește la Nazaret. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Isus le-a zis: Fără îndoială, îmi veți spune zicala la aceea: "Doctore, vindecă-te pe tine însuți." Și îmi veți zice: "Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum." Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba, încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo vindecarea unui îndrăcit în Capernaum S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua Sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Isus l-a certat și a zis, Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Vindecarea soacrei lui Simon După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Vindecarea mai multor bolnavi la asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu! Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei, dar el le-a zis, Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Capitolul 5. Pescuirea minunată pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos!" fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, și lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Vindecarea unui lepros. Isus era într-una din cetăți. Și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești! Isus a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis, Da, voiesc. Fii curățit." Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, Du-te," i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei." Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Vindecarea unui slăbănog Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă în lăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă în lăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a văzut credința, Isus a zis, Omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice: "Păcatele îți sunt iertate" sau a zice: "Scoalăte și umblă"? Dar, ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ție îți poruncesc", a zis el slăbănogului. te ridică-ți patul și du-te acasă." Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau, Azi am văzut lucruri nemai nemaipomenite. Chemarea lui Levi după aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis, Vino după mine! Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, Pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Isus a luat cuvântul și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Întrebarea despre post ei i-au zis, Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, Oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă: Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Altmintrelea rupe și haina cea nouă, și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altmintrelea vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, ci zice, este mai bun cel vechi. Capitolul 6. Spicele de grâu și sabatul. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului?" Isus le-a răspuns, Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el?" Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea: Fiul omului este domn, chiar și al sabatului. Omul cu mâna uscată. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, Scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Isus le-a zis, Vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde. Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului: Întindeți mâna! El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus. Alegerea celor 12 În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit Apostoli și anume pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Felurite vindecări S-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și Asidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Fericirile atunci Isus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie! pentru că răsplata voastră este mare în cer căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii dar vai de voi bogaților pentru că voi v-ați primit aici mângâierea vai de voi care sunteți sătui acum pentru că voi veți flămânzi vai de voi care râdeți acum pentru că voi veți plânge și vă veți tângui Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Iubirea vrăjmașilor! Dar eu vă spun, vouă, care mă ascultați! Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care ne să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi, întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Paiul și bârna, pomul și roada. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic de săvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng zmochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Casa zidită pe stâncă. De ce ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut socla tine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare.